Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat astăzi sediul noului magazin bisericesc al eparhiei, aflat în municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. Așezat sub ocrotirea Sfinților Apostol Petru și Pavel, magazinul de obiecte bisericești a fost amenajat prin implicarea părintelui protopop Aurel Goraș. Un moment foarte important în viața acestui protopopiat, spun important pentru că ceea ce nu s-a reușit să se facă în cei 30 de ani de libertate, s-a reușit doar în câteva luni. Și această reușită o datorăm părintelui protopop, părintelui Aurel Goraș. După slujba, ierarhul i-a oferit părintelui protopop Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De asemenea, părintele Petru Crăciun a primit Ordinul Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar binefăcătorul Lilian Zagnat a primit același ordin pentru mireni. Sfârșitul anului 2021 a adus protopopiatului Câmpul Lung și mie personal o imensă bucurie. Prezența în al preasfințitului arhiepiscop Calinic cu prilejul sfințirii magazinului de obiecte bisericești. În al preasfințitul ne-a trasat această dispoziție de a amenaja și la protopopiatul nostru un magazin de obiecte. Spațiul în care ne aflăm a fost oferit cu multă generozitate de parohia Adormirea Maicii Domnului prin părintele paroh Petru Crăciun. Și în ultimele 3 luni s-au desfășurat activități specifice de reparații capitale, de amenajarea spațiului cu tot ceea ce este necesar. Amenajarea unui magazin de obiecte bisericești la protopopiatul Câmpul Lung nu a fost doar o nevoie, dacă o putem numi așa, economică, ci în primul rând o necesitate misionară, pentru că protopopiatul Câmpul Lung cuprinde și zona Vatra Dornii, parohiile de acolo, și părinții și maicii de la mănăstiri, părinții paroși și chiar simpli credincioși, când simțeau nevoia să cumpere o icoană, o carte sau un obiect de cult, trebuiau să se deplaseze de foarte multe ori tocmai la Suceava, la magazinul eparhial. Amenajându-se acest magazin, desigur că vor putea veni aici și timpul va fi scurtat și vor putea achiziționa aici tot ceea ce este nevoie. S-a sfințit magazinul de obiecte bisericești Arimateea al protopopiatului Câmpul Lung Moldovenesc, având ocrotitor spiritual pe Sfinții Apostol Petru și Pavel. Îl felicităm și noi încă o dată pe părintele protopop Aurel Goraș, care s-a ostenit făcând o lucrare frumoasă aici în acest magazin și am încercat să venim în întâmpinarea preoților din acest protopopiat, dar și a credincioșilor, cu obiecte bisericești de o calitate superioară, ca ei să poată să-L slăvească pe Hristos prin aceste obiecte de colportaj. Tot astăzi, în al preasfinția sa, a oferit premiile parohiilor câștigătoare din protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc, participante la concursul eparhial Cel mai îngrijit cimitir.